Domnul consilier, sunteți convocat astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local Orășeni, comunal, numărul 15/12/2016, la ședința participă majoritatea consilierilor. Având în vedere că la ședința trecută nu s-a numit dintr-o ședință pentru mai multe ședințe, vă rog să faceți... Ba da, bebe a fost. N-a fost bebe. Pentru ședință. Pentru ședință. Așa a fost la început. Și voi cine vă ședință? Nu, așa știu eu. Vă rog să faceți propuneri pentru ședință. A fost doar la început? Trei. Dar în sus câte una? Câte una. Vă rog să faceți propuneri pentru ședință de ședință. Cine face propuneri? Poftiți. Domnul Dibucioan propune pe domnul... Provliviu. Domnul Provliviu. Mă stați de propune? Nu mai fiți de propune? Spune la vot. Cine este pentru? Poate eu și abține cineva. Domnul Provliviu, vă rugăm să luați concea lucrurilor și din ziua. Procesul verbal de la ședința anterioară? Nu este făcut, au fost zilele astea care... Atunci, informații de la consilier, e problema dumneavoastră. A ieșit doamna Aidene aici. Pentru ședința de astăzi. Păi pentru ultima... De nou, pe data de nou. Aia a fost ședința extraordinară, ședința ordinară din luna trecută. Pentru aia trebuie procesul. Păi nu a fost, că a fost ședința extraordinară, trebuia pentru ordinară. Deci, eu l-am rugat și acum vreau să vă spun, domnul secretar, nu știu probleme de sănătate. L-am rugat să fiți înțelegători și îngăduitori, dacă vreau. Și de acum în timp va trebui să intre în ritmul normal și legat. La ședința din luna viitoare, ne luăm acum să ținem în două și specificăm... Și să le dați procesele verbale de la ședințele anterioare. La ședința de astăzi nu se va scrie procesul verbal, se va scrie după înregistrarea care nu va fi locuțat. Puneți-l la dispoziție domnul consilier materialul care este necesar pentru a se documenta. Pentru fiecare comisie am pus... Atunci dăm citire la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Coțofănești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Coțofănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație, organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii, serviciului de operare, a instalațiilor de deșeuri menajere în județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor decontate cu costul echipei de fotbal Speranța Coțofănești, preluată prin HCL numărul 32 din 30.09.2009, în anii 2014, 2015 și 2016, și punctul 5, expunere de proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Și punctul 6, probleme diverse. Dacă mai sunt alte probleme, propuneri pentru ordinea de zi. Nemai fiind, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Deci începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Ghinei, inițiator, domnul Viorel Olariu, primarul comunei. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Domnul consilier, urmarea adresei numărul 20.445 din 13.12.2016 a Consiliului Județean Bacău, prin care mi se repartizează sume debarcate din TVA pentru echilibrarea de buget. Sumele au fost repartizate pentru cheltuielile administrative și autorități publice necesare încheiere în bune condiții a exercițiului bugetar 2016. Având în vedere
sursa, supun dezbaterii, cele mai sus arătate, supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră pentru hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi în ședința, mă scuzați. Alo? Da, da, du-te la Manuela. La Manuela. Da, bine. Așa, să repet. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră pentru proiectul de hotărâre cu rugăminte de a fi aprobat astăzi în ședința ordinară al Consiliului Local Comunal din data de 21 decembrie 2016. Semnează subsemnatul. Aici să vin cu referatul doamnei contabile. Subsemnata Iacom Iulia, contabil la Comuna Coțofană, județul Bacău, având în vedere legea bugetului de stat numărul 339 pe 2016, prevederi la articolul 19 alinea 2 din legea numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, adresa Consiliului Județean Bacău, numărul 20445 din 13-12-2016, prin care ne comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare, rog a aproba suplimentarea bugetului local după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 16.000 de lei la capitolul 040204, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Se suplimentează cu suma de 84.500 lei la capitolul 110206, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Se suplimentează cu suma de 8.000 de lei la capitolul 360206, taxe speciale. La capitolul cheltuieli. Se suplimentează cu suma de 62.000 lei la capitolul 5102, autorități publice, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 2.000 de lei la capitolul 6102, poliție locală, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 1.000 de lei, capitolul 610205, protecție civilă, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 3.000 de lei, capitolul 675000, alte servicii în domeniul culturii, recreere și religiei, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 5.000 lei, capitolul 700205, alimentare cu apă, cheltuieli de capital. Se suplimentează cu suma de 7.000 de lei, capitolul 700250, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, bunuri, servicii. Se suplimentează cu suma de 8.000 de lei, capitolul 740205, colectare, tratare și distrugere deșeurilor, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 20.000 de lei, capitolul 840203, drumuri și poduri, bunuri și servicii. Aici este adresa de la Consiliul Județean prin care ne este repartizată suma mai sus menționată. Și aici o să... Da, rămâne de fapt de tot. Votărârea în față. Da, despre ce este vorba? Deci, știți dumneavoastră că eu am explicat dintotdeauna bugetul unei localități, în speță Comuna Coțofănei sau orice comună din țară, orice oraș, se compune din trei surse. Vine de la finanțele publice, de la Consiliul Județean și din taxele și impozitele locale. Acum, ce ați aprobat dumneavoastră în ședința anterioară a fost de la finanțele publice. Această sumă... Poftim? Consiliul Județean. De la Consiliul Județean. Și noi. Acum vin de la Consiliul Județean. Consiliul Județean. Înseamnă cam... Da, da. Suma este în totală de 100,050, adică 1.050.000 de lei. Această sumă este repartizată, intrând în bugetul localității, intră la partea de venituri, pentru că este un venit, venim niște bani, și la partea de cheltuieli. Și aici am dat punctual pe ce se duc acei bani. Am spus 62.000 de lei la autorități publice locale, cheltuieli de bunuri și servicii. Ce intră? Și telefoane, și calculatoare, birotică și așa mai departe. Suplimentează cu 2.000 de lei la capitolul poliție locală, cheltuieli de bunuri și servicii, vorba 20 de milioane. Anumite achiziții ce am făcut noi, am mai cumpărat un
caschetă, un spray și așa mai departe. Se suplimentează cu un 10-1000 de lei protecție civilă, cheltuiel, bunuri, servicii. Nu mai știu exact ce am luat la protecție. E vorba de 10 milioane, de vorba de 1000 de bani vechi, la, cu 3000 de lei, adică 3 de lei la alte servicii în domeniul culturii, recreării și religiei. Deci cheltuieli mărunte. Suplimentează cu 5000 de lei la capitolul alimentare cu apă, cheltuieli de capital. Aici ai la partea noastră de contribuție, cu 7000 de lei la servicii în domeniul locuințelor, servicii de dezvoltări comunale, bunuri, servicii. E aceeași chestiune, anumite achiziții pe care le-am făcut și anumite servicii pe care a trebuit să le plătim. Și suma de 8000 de lei, colectarea, tratare și distrugerea deșeurilor, bunuri și... Mă scuzați, ce scuze. Un coleg de-al nostru, Seriplo, a avut un accident. S-a dus cu nevasta la Cluj. Și la intrare în Sighișoara a avut accident. Cer scuze, mă duc după el, n-am fost luat acolo. Da. Acum vreau să 3 minute, 5 minute. Trebuia să duc eu la spital cu el. Da. Pe el da benzină să ducă la spital. Da, asta e. Da. Eu cred că... Drumul. Drumul mașina stricată, vezi, n-are nimic. Nu duc. Văd un an văzut, a văd o perdă, da? Suplimentează cu suma. Ne pare rău. Chiar era venit și a plecat la Cluj cu nevasta pe a duc la Cluj. Știți foarte bine că au suferit o operație de coloană, de sânge, de intravenție. E suspectă de o boală. Da, da, da. Și trebuia să ducă la control și doar cu din tani și tot mai bine. I-am dat combustibil la aplicat. Da, să dea Dumnezeu să fie bine și bine că m-au pățit nimic în accidentul ăsta. Dar ce mașină are? Mașină cumpărată. Prea feciorul. Când s-a dus la trecut, i-am dat mașina primării. S-a dus, a zis să duci mașina lor. Da, să dea Dumnezeu să fie bine. Se suplimentează cu suma de 20 de milioane la drumuri și poduri, bunuri și servicii. Aici la capitolul 2. Deci ceea ce intră se și cheltuiește. Suma ne fiind așa de mare, vorba de 1 miliard de bani vechi, care s-au împărțit în sume, 50 de milioane, 30 de milioane, 80 de milioane și cam mai departe. Despre asta e vorba. Ceea ce vreau să vă spun doar atâta, că reușim să ne închidem pe anul 2016 cu aceste rectificări, cu cele două rectificări de buget și cu tot bugetul pe care l-am avut în 2016, reușim să intrăm în 2017 cu foarte mici datorii, foarte mici datorii, deci nu mari datorii. Și printre altele ne-am machetat și de partea de salarizare, la personal și la consiliul local. Ce mai avem ca și datorie și sperăm că aia e acea... Nu, acela e într-un mod care e salonat, nu e nicio problemă. Avem cu naveta profesorilor, cadrelor didactice. Probabil că dacă vor câștiga în instanță, eu din punctul meu de vedere le doresc să câștige, n-am nicio apăsare, dar trebuie să le dăm niște bani în urmă. Suma mare, domnule. Se duce undeva, parcă v-am spus eu, luna trecută, ședința anterioară. O patru de 23.000 de lei, am înțeles. Nu, nu, nu. E vorba, nu, e vorba de 400 de milioane. 400 de milioane vechi. Da, e undeva aproape de jumătate de miliard. E dreptul lor și îl câștigă, nu avem nicio... problemă, va trebui să-l acoperim. În rest, am cam acoperit cam toate cheltuielile. Exceptând acel împrumut pe care și-a abonat pe ani. Pe 5 ani. Pe 5 ani de zile, bine. Noi o să terminăm mai repede pentru că luăm bani. O să luăm, n-am luat bani acum la cofinanțare, o să luăm bani de la programul care a fost desfășurat, prin programul guvernamental. Dacă aveți ceva de întrebat sau ceva... Vrea cineva să scrie la cuvânt? Dacă nu mai sunt discuții pentru acest punct, să punem la aprobare. Comisia. Să punem la aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu știu. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Cotățaneași. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții al aparatului specializat al Comunei Cotățaneași de Bacău. Având în vedere prevederea articolului 117 alineat 1 și art 112 în legea numărul 188/99 privind statutul funcționarului public republicat cu modificări și completări ulterioare,
La recensământul populației a locuințelor din anul 2011, Comuna Coțofănești avea un număr de 3.079 locuitori prin adresa numărul 6.252 din 704-2014 instituția prefectului județul Bacău, ne comunică un număr maxim de 28 de posturi în aparatul de specialitate a primarului Comunii Coțofănești. În prezent, statul de funcții din aparatul de specialitate al primarului este aprobat în hotărârea Consiliului numărul 32 din 29.08.2013, în baza avizului numărul 28.679/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Propunem următoarele modificări. Biroul juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, administrativ, devine biroul juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, administrativ și resurse umane. 1. În cadrul acestui greu se desfințează funcția publică de execuție vacantă de referent clasa 2, grad profesional al sistemului. Punctul 2. Înființarea unei funcții contractuale de execuție șofer, treaptă profesională... Mă bucur să vă văd. Aș treata Aristoase Dumnezeu nostru, să iei la lumii lumina cunoștinței. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Deci la punctul 2, înființarea unei funcții contractuale de execuție șofer, treapta profesională 1, nivelul studiilor gimnaziale. În cazul compartimentului agricol și cadastrul social se propune înființarea a încă unui post de consilier clasa 1, gradul profesional superior, funcție publică pentru încadrarea unui specialist în cadastru și geodezie. În cazul compartimentului protecție civilă, funcția publică de execuție, consilier clasa 1, grad profesional superior, ocupată de domnul Miftot de Petre, se redenumește în funcție publică de execuție, inspector protecție civilă, clasa 1, grad profesional superior, cu respectarea legii numărul 481/2004 privind protecția civilă, republicată în anul 2008 și a articolului 107 și articolul 111, alinia 3 din legea numărul 88/99 privind statutul funcționarilor publici. Funcția publică vacantă de referent clasa 2, grad profesional debutant, în cadrul biroului financiar contabil, integrare europeană, strategie de dezvoltare și achiziții publice, se transformă în funcție publică de consilier clasa 1, grad profesional debutant, în cadrul același birou. Modificările intervenite se fac cu respectarea articolului 107 aliniatul 1 și aliniatul 2 din legea numărul 88/1999 privind statutul funcționarilor publici. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugăminte de a fi aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local. La bănuiesc comisia de specialitate, cea juridică, mă refer ca lecturat acest punct din ordinea de zi, a văzut despre ce este vorba. Aici persoanele sunt trecute nominal, începând cu executivul, primarul și viceprimarul, vacantul, se pune acuz vacant, după care vine Manea Vasile, secretar, Ulerul Elena, birou financiar, compartimentul urbanist, doamna contabilă este pe biroul financiar contabil, cu o parte din oamenii pe care îi are sub ordine, apostolul Mihaela fiind casierul, Mistor de Petronia fiind referentul de achiziții publice, Antochia Adina fiind referentul operator de rol, avem vacantul care era pomenit șef de birou, da? După care Savin Tatiana la aici la asistență socială, birou juridic și secretariatul, subordinea domnului secretar, este vorba de Savin Tatiana, vacantul pe care îl avem, Ailene Liliana, vacantul Dumitru Daniela, e fata Guardo. După aia avem Moise Zăca la compartiment contabil și cadastru funciar. Avem vacantul, era vorba de acel de specialist în geodezie și cadastru. După aia avem poliția locală, Plopțe Batian, Ghitu, Vasile Popescu, Liviu Vasile Butu, Dan Ionuț, Ioan Danuț, pardon. La partea de cultură, doamna Mocamo Carmen și consilier primar, vacant. Ce vreau să vă spun, că vedeți câte posturi avem noi vacante. Din schema pe care o avem noi, ar trebui să avem 27 de, din ce aveți aici, 28 de ani. Noi avem 27, că... 27 cu tot cu cele are vacante, dar vacante sunt 9. Deci noi funcționăm, da, suntem 19. 19 suntem acum, da? Așa, până la 28 mai sunt 9.
Deci totdeauna am mers. Eu nu mi-am angajat consilier personal. Am și la celelalte compartimente, am încercat să ne descurcăm ce putem, dar în schimb aceste posturi vor trebui ocupate în funcție de volumul de muncă pe care îl vom avea. Asta nu înseamnă că noi avem un volum de muncă mare, dar aceste posturi, dacă le apropie, sunt și bugetate. Bugetate ce înseamnă? Salarizate. Având un 28 de la 928 de oameni, încă 9 oameni, închipuiți că la partea de salarizare ar trebui o sumă extraordinar de mare. Noi am încercat să acoperim 30% cu posturile pe care le avem, să acoperim tot volumul de muncă. În cazul în care vom angaja, adică să nu fie bine, angajat în condițiile lege, prin concurs, anunțat, așa de... Nu la consilierul primar nu poate fi angajat fără concurs. Dar dacă o să fie angajare, o să vă informăm în timp, de fapt, totdeauna noi anunțăm, uneori dăm și în presă, atunci când este obligatoriu, anunțăm pe holul primăriei, locurile publice și așa mai departe. Despre asta este vorba, asta este organigrama, nu avem niciun om în plus, ba din potrivă, noi lucrăm acum la cotă de, cum se spune, la în situație de avarie. Pentru faptul, doamna inginer este de 3 luni de zi în concediu, este operată la ambele picioare, nu are voie să meargă, să punem picioare pe pământ, la 90 de zile. Și lucrăm așa, cum să spunem, lucrăm prin corespondență, pentru că ea deține toate informațiile agricole și stăpânește domeniul normal, este pregătită cu studii superioare în domeniu. Avem fata asta care, din păcate, este bolnavă rău și... Tot acolo. E rău. Tot compartimentul ăla. Avem un birou care este lider acum. Deci, eram doamna contact, doamna inginer și cu doamna Carmen Prof, care era agentul agricol. Vă închipuiți că te paralizați aici. Domnul secretar a avut și noi probleme de sănătate. Mai avem un caz. Băieții ăștia, doi polițiști locale, am avut 3-4 ori. Am funcționat chiar la o cotă de avarie, la o foarte, foarte gravă. Vreau să vă spun că oamenii din primărie, funcționari din primărie, n-au reușit să-și ia concediile, niciunul nu-și au concediul în întregime, nici până acum. Și mai sunt câteva zile, sunt încheie anul. Pentru faptul că volumul de muncă este foarte mare și a trebuit să ne unim forțele să facem față la toate provocările și închipuiți-vă, din punctul meu de vedere, la ora 4 se face mai multă hărțogăraie decât înainte. Cel puțin în administrația publică locală. Nu știu dacă știu ce înainte. Dar aici se face hărțogăraie mai multă cu toată tehnica de calcul, cu toate aia, că și acolo trebuie să manevreze cineva tehnica aia de calcul. Se face hărțogăraie mai multă, face multe, mulți de dosare. Da, Dumnezeu ne-a ținut sănătoși pe ceilalți cât ne-a ținut de sănătoși și am reușit să ne rezolvăm problemele și cu aportul dumneavoastră, care a fost înțelegător și cu înțelegerea oamenilor. Bine, că cetățenii au avut de suferit, ceea ce vrește acordarea serviciilor administrative din partea noastră, sunt nicio formă și nici nu trebuie să sufere. Sunt nicio formă pentru asta, sunt puși aici. Da, eu vă mulțumesc dacă aveți ceva întrebări care sună. Discuții pe această temă, dacă mai sunt. Mulțumim, comisia viză favorabil în faza proiectată. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Coțofănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri menajere în județul Bacău. Da. Persoana domnului Ivan Cespiu. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Coțofănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Prin hotărârea numărul 10 din 28.02.2014, Consiliul Local Coțofănești a mandatat pe domnul Ivancescu Gheorghe să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău
componenta comisiei de evaluare pentru derularea procedurii de licitație, organizarea în vedere atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale în județul Bacău. Astfel, în data de 07.05.2017, AGA, adică Adunarea Generală a Acționarilor a ANIS-ului, a aprobat prin hotărâre numărul 6 membrii comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale în județul Bacău. În prezent, procedura licitației anterior menționată nu este finalizată datorită litigilor demarate de către ofertant la instalațiile la instanțele de judecată. De asemenea, subliniem faptul că doi dintre membrii comisiei de evaluare desemnate de AGA a zis și a schimbat locurile de muncă, încetând astfel să mai reprezinte județul în cadrul acestei comisii, conform prevederilor articolului 17 al alineatului litera C din documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management a Deșeului Solid din județul Bacău. Pe aceste considerente, având la bază prevederile articolului 16 alineatul 3 litera F și EG din statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitare de Stabilizare Bacău, este necesară mandatarea reprezentantului NAGA ADIS, respectiv domnului Vâncescu Gheorghe, ca în numele și pe seama Comunii Cotumănești să voteze în AGA ADIS modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Având în vedere cele anterior precizate, supun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Cotumănești și Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare de servicii de operare a instalațiilor deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator de proiect raportul e același, pentru că le repetă în procent de 95%. Ce vreau să vă spun? Ați văzut că se modifică această comisie de evaluare a licitației care va avea loc în acest an, în 2017, Noi tot avem desemnat pe domnul Consiliul Local, ne avem desemnat altă persoană, nu e nicio problemă. De regulă, în aceste merg primare, domnul Ivancescu vă pot spune. Dar eu, pentru faptul că aveam un volum foarte mare de muncă, am solicitat Consiliul Local să delege o persoană din cadrul Consiliului Local, un consilier în special. Domnul Ivancescu ne reprezintă în 2000. Sarcina noastră este să votați modificările din Comisia de Evaluare. Da. Dacă e să vă spun un membru care pleacă, pleacă domnul Floro Ionel, care este ales parlamentar. Da. Și al doilea nu mai știu. Da, s-a pus problema data trecută. E data trecută, eu știu, discuția, pentru că am primit informarea. Deci se modifică cu doi membri care sunt plecați, trebuie să votează și Comisia de Evaluare trebuie să fie în număr complet. Și despre asta, domnul Ivancescu va fi delegat de dumneavoastră, Consiliul Local, ca să reprezinte Consiliul Local la acea acțiune, la acea hotărâre a ADIS-ului privind completarea, înlocuirea, mai bine zis, și completarea Comisiei de Evaluare pentru licitația. Din indemnizația care o ia Ivancescu, ar trebui să ne dea și nouă. Pentru că am numit acolo, nu? Mi-i dă mie, de ce să vii la dumneavoastră? Nu dea nouă, e o cură de șampanie. Toată șampania. Nu e absolut niciun leu. Toți îi vezi, vă dau. Nu, doamne. Nu primește niciun leu. Sfârșit de an. Comisia aviză favorabil, discuții dacă nu sunt, aviză cine este pentru. Împotriva abținerii nu sunt. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielor decontate cu costul echipei de fotbal Speranța Cotumănești, preluată prin HCL numărul 32 din 30.09.2009, în anii 2014, 2015 și 2016. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor echipei de fotbal al Comunei Cotumănești, Speranța Cotumănești. Consiliul Local al Comunei Cotumănești, de Ciupar, văzând dispunerea de motivă a primarului Comunei Cotumănești.
înregistrate în numărul 6238 din 16-12-2016, având în vedere raportul numărul 6237 din decembrie 2016, din 16 decembrie 2016, al Biroului Buget Contabilitate, având în vedere prevederea articolului 36, alinia 4, litera A, și articolul 36, alinia 6, litera A, punctul 6 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificări și completări ulterioare, având în vedere rapoartele favorabile ale Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Comunal, în temeiul prevederii articolului 45 al linia 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, propun spre hotărâre. Articolul 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu echipa de fotbal al Comunii Coțofănești, Speranța Coțofănești, preluată de Consiliul Local cu hotărârea Consiliului Local numărul 338 din 28.09.2010. După cum urmează, în anul 2014 suma de 6.337 lei, în anul 2015 2.000 de lei, în anul 2016 13.000 de lei. Prin grija secretarului, această hotărâre a dumneavoastră va fi înaintată contenciosului la Prefectura Județului Bacău, primarului comune și celor interesați, doamne contabil și celor interesați. Se repetă și hotărârea asupra expunerea de motive, e același lucru. Deci sunt niște cheltuieli cu echipa de fotbal din anul 2014, 2015, 2016. Ce vreau să vă spun? Ca orice comună care se respectă, sau cel puțin noi considerăm că ne respectăm, este bine ca pe raza unei localități să ai dezvoltare armonioasă în ceea ce privește investițiile mari, în ceea ce privește cultura, în ceea ce privește dacă vreți, în religia, în ceea ce privește sportul, și nici noi nu, adică nu noi, noi chiar suntem dintre cei care reprezentăm. Pentru că echipa de fotbal al Comunii Coțofănești, de când sunt primar, a evoluat în fiecare campionat. A evoluat. Și a evoluat în fiecare campionat. Este un lucru normal, pentru că cum să spun, mai dăm ocupație tinerilor și de ce nu și noi, ca și suporteri, ca spectatori, să mergem să-i privim. Sumele sunt foarte mici, dacă vă uitați, suma mai mare în 2014 cu 6.337, în rest în 2015 este 2.000 de lei, 20 de milioane, și în 2016 13 milioane. Sunt sumele foarte mici și aici nu intră, vă spun, ce se decontează. O parte din bani, vă spun, și de unde vin. Nu decontăm decât autorizarea legitimațiilor, arbitrajul, control, o parte medical, din echipament, poftim? Control medical. Și controlul medical. Atât. În rest, tot ce vedeți, medicul este plătit de mine. Poate să confirme lucrul ăsta. Lada de bere de fiecare dată puteți să-mi vin. Aula, după fiecare meci, aula de bere și apa minerală și tot. Deci nu te contează nimic în lumea asta, să știți. Plus deplasare pe care o faci în exterior, întrebați copiii care merg, ai voștri care merg, le dau bani din mână. Acum se ocupă băiatul Valeruș. Le-am dat 1.500.000, 2.000.000, 2.500.000 de comisii. Deci aici sumele numai care le putem legal acoperi. Deci pe bază de factură. Controlul medical, vizele de la Asociația Județeană de Floră pe factură, echipamentul dacă le pe factură, am 3-4 rânduri fără luat așa, am avut și sponsorizări, am și pe timpul când eram înfrățit cu acea localitate din Franța, cu Jecu. În rest, vă spun, cheltuielile astea, nu știa mea soție că am cheltuit cu fotbalul și nu știe că voi n-ai cheltuit, pentru că să nu se uite la materialul. Da, dar nu are timp. Vă spun eu că nu are timp să uite. Da, pentru că, da, în primul rând, îmi place și mie, sunt un microbist și eu am fost practicant de sport și mi se pare ceva normal să fie comuna, să fie animată și cu activitate sportivă. Nu? Plus că noi mai facem de ziua copilului, poate în toată școala, la terenul. Da. Avem o bază sportivă, avem o bază sportivă care e păcat să o transformăm în izlaz sau pășune de animale și așa. Unii cetățeni nu înțeleg și mai bagă vaca calul și avem probleme cu ei. Strică, noi avem împrejmuit, dar dacă omul nu înțelege, strică poarta, bagă calul, bagă vaca. Acum când nu-i împrejmuit și nu-i delimitat terenul, înțeleg, domnule, nu-i delimitat, nu-i împrejmuit.
Dacă nu e delimitat și împrejmuit și îl bagi intenționat, strici lacătul și mai duce și gunoiul. Și mai duce și gunoiul, bravo. Da, asta e. Și de asta vă spun, sumele sunt multe. Undeva dacă 160 se adună undeva la, 200 de milioane cu totul. Pe 3 ani. Nu ne face nici. În condițiile în care avem tur-retur campionat. Nu prea avem echipă. Noi avem echipă și Urechești, dar ăștia au ținut-o sporadic. Când au ținut-o, când n-au ținut. Acum, după 2-3 ani de zile, totul mai țin. Căiuțul nu are, Ștefan nu are, Buciu nu are. Gura voi moare. Da, dacă aveți... Discuții pe această temă? Comisia nefavorabilă. Supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, nu sunt. Trecem la ultimul punct, în afară din... Expunere de, adică proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Expunere de motivul la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Județul Bacău implementează la această dată din fonduri POS se numește program operațional sectorial, ca să știți ce înseamnă POS, prescurtat înseamnă POS, POS Mediu, proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în baza contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011, semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitantului, axa prioritară 2, post-mediu, domeniul majoritar de investiție 1, dezvoltare sistemului integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele suport așezate la cererea de finanțare pentru accesarea de fonduri post-mediu a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților administrative teritoriale, membre a listei, inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22.12.2010 al Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordat problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul, în documentul de poziție. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comunii, comună a Consiliului Județean Bacău, unitatea de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, înregistrată la primărie în 2016, suspund spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la, documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Raportul, o să-l citesc pentru că văd că e ceva diferit. Județul Bacău implementează raport privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Județul Bacău implementează la această dată din fondul post-mediu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în baza contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011 semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitantului, axa prioritară 2, post-mediu, domeniul major de investiție 1, dezvoltare sistemului integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii și management al deșeurilor, unul din documentele suport atașate la cererile finanțare pentru accesarea fondurilor post-mediu a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului. Mai sus menționat, aprobat în hotărârea ale autorităților deliberative, ale unităților administrative teritoriale, membre adis inclusiv în hotărârea numărul 212 din 22.12.2010 a Consiliului Județean Bacău.
Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor atât pentru mediul urban cât și pentru zonele rurale. Soluția recomandată pentru implementare unui management integrat al deșeurilor la nivel județean constă în prima linie, construcția celulei 2 al depozitului conform de deșeuri situat pe amplasamentul din municipiul Bacău. Dacă vă aduceți aminte că am discutat noi de celulele astea de, da, în prima ședință. Da, și a fost o zonă de transfer. Așa, zonă de transfer și aici la Bărcescu spune că se face celulă. Dacă vă aduceți aminte, eu mi-aduc aminte perfect. La linia 2, construcția unei stații de transfer, uitați că acum urmea ce anticipați dumneavoastră, a unei stații de sortare, a unei stații de compostare pe amplasamentul din Onești. La linia 3, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Bălești-Tazlău, să anumite zone. La linia 4, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Găiceana. La linia 5, închiderea depozitelor neconformă din următoare localități. Onești, Moinești, Comănești, Dărmănești, Dobna și Buhuș. Deci gropurile de gunoi de aici se închide, se fac numai stații de transfer. Adică se adună gunoiul, îl lea de aici, îl lea și îl duce la Bacău, la celula 1, care există acum. 6. Achiziționarea de 6, al 6-lea alineat. Achiziționarea de echipament pentru colectarea deșeurilor reziduale reciclabile și biodegradabile. La 7, achiziționarea de unități de compostare individuală. La 8, achiziționarea unui concasor pentru reciclarea deșeurilor de construcții și de demolări. La 8, integrarea proiectului FARE și ISPA în proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău. Și 9, echipament suplimentar pentru optimizarea instalațiilor deșeuri existente. Deci despre asta este vorba de acel de acea adăugire, de acel act adițional la contractul cadru. Că se poate face aceste investiții. Da, exact. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări, investiții și stabilirea locurilor de transfer, ceea ce v-am enumerat mai înainte. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări, că toate cele expuse de mine costă. Cheltuiesc niște bani. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, ceea ce a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului, având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, unitatea de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, și Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la primărie în anul 2016, și considerăm oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Aici, în spate, există și acel act adițional și propun spre hotărârea dumneavoastră, este aici, act adițional, are mai multe pagini. Să-l răsfăiască. Și aici propun spre hotărâre, nu mai vin cu motivarea legală, că e aceeași chestie pe care v-am spus-o și în raport și în referat, și o să propun spre hotărâre. Se aprobă actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre. La articolul 2 se împuternicește domnului Băncescu Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Local Consumăresc, să semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide Bacău. Această hotărâre, care va sper să fie aprobată de dumneavoastră, va fi transmisă Consiliului Județean, părților interesate, în cazul ăsta Consiliului Județean, prefecturii, în primul rând, contenciosul administrativ din prefectură, Consiliului Județean, domnului Băncescu, dumneavoastră ca și consilier cine a interesat, și primarului Comunii Coțofănești. Vă mulțumesc! Discuții pe această temă? Începem cu astăzi. Ceva ce trebuie revoluat. Comisia aviză favorabil. Puneți spre aprobare. Nu mai eu. Puneți spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Nu sunt. Probleme diverse, dacă nu mai... Nu sunt prinsi la ordinea de zi. Da, vă spun eu, la probleme diverse, după care o să duc să închid în cedința. Vreau să spun că se încheie un an în care a fost un an destul de bun, din punct de vedere investițional, la nivelul Comunicului Ciocanului. S-au realizat niște investiții masive, niște investiții de anvergură, aș putea să le spun, și sper să fiți de acord cu mine, spuneți la sentimentul meu, pentru că am terminat asfaltarea pe cele două sate, Coțiuhănești și Boșani. S-a finalizat. Astăzi am avut întrunirea comisiei de recepție. Din motive tehnice n-am putut să facem această recepție. În schimb, o vom face săptămâna viitoare. Au lipsit niște documente de la dirigentele de șantier. În schimb, o să facem săptămâna viitoare. Deci o investiție mare, o investiție undeva care se zice aproape 63 de miliarde de lei, nu de aici de acolo, o investiție care este benefică cetățenilor comune și locuitorilor celor două sate și nu numai, este, dacă vreți, o poză frumoasă a Comunii Coțiuhănești. Am avut alimentare cu apă care a fost terminată pe finul anului 2015. Am avut niște, vorbesc de cele de realizări, de cele mari, solide, majore. Majore. De restul, toate lucrurile s-au desfășurat în condițiile legalității, nu am avut de suferit, bugetul a fost bine chipzuit și așezat și pentru asta vă mulțumesc și vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând pentru că am făcut lucrurile astea atât vechiului Consiliu Local, cât și noului Consiliu Local, pentru că, până la urmă, facem parte din aceeași comunitate. Vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră pe care l-ați adus la realizarea acestor lucruri deosebite. De aceea vă spun că încheiem un an cu niște realizări, nu mai spun de reprofilări de drumuri, nu mai spun de curățenie, nu mai spun de infrastructura școlară, infrastructură culturală, religioasă, unde știți că s-au făcut și pe acolo lucrurile. Am vorbit de investițiile mari și e un lucru extraordinar că facem pași înainte și nu facem pași înapoi sau nu batem pasul pe loc. Încheiem anul spunându-vă că eu personal sunt mulțumit de ceea ce s-a realizat în 2016. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră pentru aportul pe care l-ați adus. Zilele astea, copiii de la școală își încheie activitatea școlară pe 2016. Am pregătit pentru mine serbare la fiecare școală care funcționează, adică cele trei școli, chiar inclusiv și Borșan, cu Moș Crăciun, cu brad de iarnă și cu cadouri din partea Consiliului Local și Primăriei Comunei Coțiuhănești, așa cum am făcut în fiecare an. De asemenea, am insistat și am repus în vigoare programul ghiozdan școlar. Astăzi am primit ghiozdane școlare pentru 2000, cu întârziere adevărat, dar niciodată nu e prea târziu. Cu întârziere vor avea ghiozdane noi începând din 2017, deci am ținut în mod, deosebit să acel program să derulez în continuare, pentru că era foarte benefic și, cum să vă spun eu, se făcea economie la buzunarul elevului, a părintelui elevului. Era un lucru foarte bun și foarte bine că a prins viață din nou. De fapt, numai anul ăsta nu se dăduse la început de an aceste ghiozdane. De aceea, dacă vreți, vă invit la serbarea de mâine, va avea locul doar, dar frumusețea va fi la centru de comun. Nu? Va fi cu capre, cu urși, cu tradițiile noastre străbune și frumoase. Aduce maga două capre care cu... Vă zic eu în loc de urși. Fiindcă... Dar am spus, la toate școlile, inclusiv la cea de la Borșan, numai cu cei mici, la grădiniță. Și pentru că este ultima ședință în 2016, zic că este ultima ședință ordinară. Dacă cumva știu, situația va impune să mai facem o ședință extraordinară, o vom face. Să sperăm că nu, să vă lăsăm să vă faceți sărbătorile în voie. Eu, din partea mea personală, vă doresc să aveți sărbători liniștite, să aveți multă sănătate, să aveți bucurii în familie dumneavoastră și să dea Dumnezeu ca în 2018 să ne întâlnim sănătoși și să punem umărul la treabă
Și în 2018, 2017, uite că mai e bine, bine, nu, în 2018, bine, pe termen lung, pe termen lung. Pe termen lung, mergem și noi. În 2017 să ne întâlnim și să încercăm să facem lucruri bune pentru cei care ne-au trimis să-i reprezentăm în Consiliul Local și la Primăria Comunei Coțofănești. Nu ultimul rând, mulțumim mass mediei, mulțumim Doamne pentru prezența în mijlocul nostru, pentru că prin intermediul lor, ceea ce discutăm noi aici, ajung în casele oamenilor Comunei Coțofănești. Nu numai că sunt oameni interesați și m-a sunat cineva din localități diferite. Urmăresc intru pe, da, pe net și urmăresc ședințele noastre ale Consiliului Local. De aceea e bine să fie cât mai decente ședințele noastre, să fie cât mai aplicate, cât mai la subiect și să putem să ne mândrim cu acest lucru. Vă doresc la mulți ani, fericire și toate cele bune, să rămâne.